În sine, că avem în fața noastră ultima scrisoare din viața și slujirea Apostolului Pavel, pentru mine este unul emoționant și electrizant. Cred că cel mai important lucru în viața unui om nu este doar parcursul, ci și finalitatea, încununarea, felul în care se încheie povestea vieții lui. Asemenea, unei competiții în care îți urmărești cu mare atenție pe pista de alergare atletul favorit la Jocurile Olimpice sau la Campionatul Mondial, această scrisoare te invită, te ademenește, dacă vrei, să te hrănești cu acea emoție în care aștepți cu sufletul la gură deznodământul final privind cu atenție maximă la viața Sfântului Apostol Pavel, fiecare Timotei este invitat să-și imagineze, să-și vizualizeze parcursul și trecerea liniei de sosire. Hei, tu cum îți imaginezi că va arăta marea ta sosire? Ar vrea să ne spun această scrisoare. Poate cea mai personală dintre toate scrierile lui Pavel, asemenea celei către Filimon, cea de-a doua scrisoare către Timotei, trădează o emoție intensă, chiar de la început. Dacă în 1 Timotei 1 cu 2 și în Tit 1 cu 4, scrisori adresate celor doi colaboratori, Pavel le adresează aceste cuvinte, citez, către Timotei, respectiv Tit, adevăratul meu copil în credință. De data aceasta, starea interioară îl dă de gol. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu preiubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă mai adăugăm și recunoștința, mulțumesc lui Dumnezeu, amintirile care îl năpădesc, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, de dorința arzătoare de a-l revedea pe Timotei, căci doresc fierbinte să te revăd ca să mă umplu de bucurie și intuiția plecării iminente din lumea aceasta, pomenită la final, în capitolul 4 cu versetul 6, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape, spune Pavel, și îndemnul din versetul 21 tot din același capitol 6 vino înainte de iarna cumva ne creează un amestec extrem de captivant pentru lectura celei de-a doua scrisori către Timotei. Mesajul meu ar putea fi intitulat în felul următor. Moștenirea personală a Apostolului Pavel pentru orice Timotei ar putea fi rezumată în patru imperative. Înflăcărează, întărește-te, pregătește-te pentru vremurile grele, descrise în capitolul 3, și ultimul imperativ, fii gata sau fii pregătit. Oare cum ar trebui să înțelegem noi acest cuvânt, această poruncă, această cerință lui Pavel, înflăcărează? după introducerea plină de afecțiune, numai decât plonjează în mesajul palpitant al epistolei. Îmi aduc aminte, scrie lui Timotei, de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Mesajul acestei porunci care stă în spatele acestui cuvânt ar putea fi sentimentul misiunii, e cel mai bun leac împotriva disperării și de lăsării. Rugăciunea mea pentru tinerii noștri, de fiecare dată, este ca Dumnezeu să-i ajute să ia deciziile corecte în viață și să trăiască cu sentimentul misiunii. Cu cât îți dai seama mai repede în viață că există un rost, că există o logică la ceea ce faci, la ceea ce ți se întâmplă, cu atât ai șansa mai mare să trăiești cu pasiune, cu entuziasm, viața pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o. Oare ce mă înflăcărează pe mine și ce te înflăcărează pe tine? Este o întrebare frumoasă la care merită să reflectăm în această dimineață. Oare mai știm? Ce înseamnă să trăiești cu pasiune într-o lume indiferentă și blazată? O să ziceți, bine, Pavele, dar cum am putea lucrul ăsta privind la descurajarea care domnește de multe ori în jurul nostru? Iată câteva răspunsuri pe care le putem regăsi în acest prim capitol din 2 Timotei. Primul lucru pe care l-am remarcat înainte de imperativul înflăcărează este această credință neprefăcută. Genuină, autentică. Cumva, Apostolul Pavel îi transmite acest sentiment absolut firesc, natural, de unde pleacă toate lucrurile. Orice om care trăiește cu această credință sinceră în Dumnezeu, că existăm cu un scop, că Dumnezeu ne-a așezat în lumea asta. Acea credință onestă, sinceră, în Dumnezeu, care, așa cum surprinde, Apostolul Pavel privind doar la viața acestui tânăr, deși când vorbește despre recunoștință că îl slujește pe Dumnezeu din mostrămoș cu un cuget curat, cumva face acea trecere în revistă asemănătoare. Că deși nu putem vorbi despre o credință împrumutată care te mântuie de la o generație la alta, există totuși un fior, un model, o legare de Dumnezeu o raportare care îi inspiră pe cei de lângă noi. Dacă în viața noastră credința este una autentică, sunt șanse mari ca cei care ne urmează să pășească împreună cu noi pe această cale. Acesta e gândul pe care Pavel îl transmite lui Timotei cu atâta candoare, cu atâta bucurie, cu atâta însuflețire în momentul acesta. Credința neprefăcută trezește în noi acest sentiment mistuitor al trăirii cu sens, cu scop în această viață. În mod paradoxal, credința în Dumnezeu nu te limitează, ci îți expandează viața. Nu ți îngustează orizontul, ci îți lărgește orizontul. Nu ți frustrează, nu ți boicotează sentimentul regăsirii, ci îl accelerează. Nu te împuținează, ci te întregește. Pasiunea autentică nu poate să se nască decât din încredere, onestitate și adevăr. O piesă a celor de la Monogex, intitulată Un sfert de secundă, conține următoarele două versuri. Încredere fără credință e multă putere în neputință. Și cuvântul încredere, de obicei, este cuvântul prin care eu obișnuiesc în ultima vreme să-mi traduc cel mai mult experiența credinței. Să poți să te încrezi cu adevărat în cineva, să poți conta cu adevărat pe cineva. Secretul credinței, spune Pavel, nu stă în noi sau în siguranța pe care încercăm să o afișăm de multe ori, chiar și atunci când nu ne simțim capabili de încredere. Și așa cum zice Pavel, undeva mai jos în capitolul 1, în versetul 12, ci în a ști în cine ți-ai pus încrederea. Una din definițiile mele favorite cu privire la credință este aceasta. Curajul de a accepta acceptarea. Ce poate fi mai frumos, mai înfiorător în această viață? Decât să ne acceptăm pe noi, înțelegând cu uimire că Dumnezeu ne a primit, ne a acceptat în Hristos. În cine investesc eu încrederea mea? Pe cine socotesc cu adevărat vrednic de această încredere? Trăiesc eu în fața singurei audiențe care contează. Observați ce generează în viața noastră această conexiune pe verticală, această încredere Absolută, nedesmințită în Dumnezeu. Un al doilea lucru care ne ajută să ne redobândim pasiunea în viață este experiența inspiratoare a Duhului Sfânt. Dacă din credința neprefăcută, Apostolul Pavel îl aruncă pe acest Timotei în înflăcărare, ne spune mai departe în versetul 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un Duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Lucrul ăsta, într-un fel, ne încurcă. Am auzit de la unii că Duhul Sfânt este plin de putere și poate greșeala noastră, e că de multe ori am auzit doar aspectul acesta. Însă Pavel spune, într-o frumusețe, într-o nuanțare nebănuită, că prezența Duhului Sfânt în viața unui om înseamnă putere, sensibilitate dar și acel discernământ spiritual de care avem nevoie. Cred că în nicio altă scriere a Apostolului Pavel nu avem această nuanțare atât de subtilă, atât de frumoasă. Uneori ai nevoie de îndrăzneală, alteori de sensibilitate, însă de cele mai multe ori ai nevoie de aprecierea justă a situațiilor cu care te confrunți. Oare cunosc eu această experiență? energizantă, sensibilă și intuitivă a Duhului. Această lumină, această adiere a Duhului Sfânt în viața noastră ne însuflețește și ne înflăcărează, îi spune Pavel lui Timotei. În al treilea rând, descoperindu-mi chemarea. De la versetul 8, Apostolul Pavel atât de frumos punctează pentru Timotei și pentru noi care îl ascultăm astăzi. Să nu-ți fie rușine dar de mine, de mărturisirea, să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine în întemnițatul lui, ci sufere împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după planul, după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus înainte de veșnicii. El ne-a dat o chemare sfântă, El ne-a mântuit, spune Apostolul Pavel, într-un mod răspicat, categoric. Fiecare dintre noi are o chemare în această lume, indiferent de slujirea pe care o avem, de implicarea noastră cotidiană, de ceea ce facem ca să ne câștigăm pâinea de fiecare zi. Faptul de a trăi cu sentimentul misiunii, că ai o chemare de la Dumnezeu, îți înflăcărează viața, îți entuziasmează viața. Osgini s-a scris o carte întreagă pe tema aceasta, chemarea ta, pe care v-o recomand, în care detaliază toate aspectele, amănuntele, capcanele legate de această chemare. Însă ceea ce îmi place este felul în care surprinde cele două greșeli în care oarecum prin influența catolică și protestantă, de multe ori ne-am trezit căzând în vreuna dintre cele două greșeli. Pe de o parte, pericolul de a supralicita viața contemplativă în detrimentul vieții active. Pe de altă parte, în contextul protestant, de multe ori, accentuarea vocației personale cumva a dus la o ruptură, la pierderea legăturii cu spiritualitatea, cu chemarea pe care Dumnezeu ne-o aduce. Într-o formulă care m-a ajutat să integrez sensul vieții mele și al semenilor mei cu care stau de vorbă, Osghini spune atât de frumos, oricine oriunde și prin orice. Cumva, acesta e sentimentul pe care ar trebui să-l avem. Este că fiecare om, indiferent cine ar fi, indiferent unde s-ar afla și indiferent care ar fi activitatea pe care o desfășoară, ar trebui să simtă, să trăiască, să descopere acest sentiment al chemării și al misiunii. Tot el spune atât de frumos, chemarea lui Dumnezeu este o lumină călăuzitoare înainte, și un foc mistuitor înăuntru. Oare tu știi care este chemarea ta? Nu contează că lucrezi la spital, între elevi sau studenți, în construcții, amenajări interioare sau că ai grijă de nepoți acasă. Sentimentul acesta profund al așezării, al dependenței de Dumnezeu, al faptului că faci ceea ce trebuie în viață, este unul înălțător care îți dă putere, energie să mergi mai departe cu voioșie. Cea de-a patra trăsătură care provoacă, care întreține vâlvătaia pasiunii, este credincioșia în lucrurile mici, călește, făurește, credincioșia în lucrurile mari. Îl întâlnim pentru prima dată pe Timotei în Faptele Apostolilor, în capitolul 16 de la 1 la 5, în cea de-a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel. Ajuns la Derbe Listra Iconia, dintr-o dată remarcă un tânăr pe care spune textul de acolo, frații, oamenii de acolo îl vorbeau de bine. Înseamnă că avea o bună reputație în fața comunității. Și Apostolul Pavel alege, după ce îl taie împrejur, să-l ia împreună cu el. Nu vi se pare interesant că în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni, epistole pe care le-am studiat nu de mult și care reprezintă începutul scrierilor și a corespondenței lui Pavel cu bisericile, să-l vedem pe Timotei coautor. Mai târziu îl vedem în toate momentele delicate, în cele mai grele momente, experiențe de slujire, în Corint, în Efes, de data aceasta, Rămas să gestioneze situații delicate legate de învățătura gangrenoasă, de uh, amestec și influențe străine care puneau în pericol viața bisericii? Vedeți vreo legătură între începuturile vieții acestui tânăr și experiența prezentă? Cumva credincioșia se clădește cărămidă cu cărămidă, în timp uneori pe nevăzute, însă oamenii perseverenți și credincioși au reușit să facă cele mai multe lucruri în această viață. Și lucrul ăsta, în mod paradoxal, îți întreține focul interior, pasiunea cu care slujești. Și, în fine, cel de-al cincelea lucru pe care îl văd în ce privește felul în care pasiunea noastră poate fi cultivată, poate fi alimentată, este să încercăm, din când în când măcar, să ne interogăm motivația. De ce fac ceea ce fac? De ce mă implic în slujirea asta? De ce mă duc zi de zi la muncă? Care-i rostul, care-i motivația? Ce îmi întreține această energie pentru a merge mai departe? Și de multe ori vom putea descoperi, dacă suntem onești, o diferențiere foarte subtilă între a fi mânați sau a fi chemați. Putem fi mânați de ambiție, de orbiți de dorința de a dovedi cuiva ceva, sau ne putem trăi viața în această odihnă a chemării a invitației lui Dumnezeu de a trăi pentru slava numelui Său. Peisajul sugrăvit de Pavel nu este unul idilic de poveste, ci unul realist al durerii și al abandonului. Uitați ce spune, ce îi scrie lui Timotei. Oare de ce îi spune lucrul ăsta? În versetul 15 din capitolul 1, Știi că cei din Asia, toți, toți m-au părăsit, între ei și Figel și Ermogen. Dar apostolul vorbește și despre Onisifor, despre uh, consolarea pe care el a arătat-o de atâtea ori, prin faptul că l-a căutat inclusiv la Roma, cu migală, cu grijă și nu l-a lăsat, nu l-a abandonat. Oare de ce îi pune lui Timotei în față, într-un mod realist, cele două posibilități? Oare ce îi diferențiază pe unii de ceilalți? Apostolul Pavel îl invită pe Timotei să nu dea înapoi, să își înflăcăreze darul, chemarea pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu. Cel de-al doilea imperativ apare chiar la începutul capitolului 2. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Acest imperativ, dacă am fost atenți la citirea epistolei, reapare în versetul 15 din capitolul 2. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Parcă și această afirmație ar fi suficientă ca să adune tot mesajul acestei scrisori. Ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Cel de-al doilea mesaj pe care Pavel îl insuflă oricărui Timotei este acesta. Ne întărim atunci când investim în alții, dar și în noi înșine. Atât de frumos surprinde Pavel aspectul acesta. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. La o privire succintă, vedem patru generații pe care Pavel le are în vedere în această transmitere mai departe a Evangheliei, a uceniciei, a mesajului de care avem, de care aveau atâta nevoie. Ne întărim atunci când investim în alții. Îi ajutăm pe alții doar în măsura în care ne ajutăm pe noi. Și ne ajutăm pe noi doar riscând să investim în alții. Însă, nu îi putem conduce pe alții decât până unde am ajuns noi. Trei metafore, imagini superbe înflăcărează imaginația și ne ajută să vizualizăm mai bine provocarea nedezmințită a uceniciei. Imaginea soldatului. Imaginea atletului și imaginea plugarului sau fermierului. Loialitatea neîmpărțită, nedivizată a soldatului, disciplina autoimpusă a atletului și truda absolut impresionantă a plugarului. Cât de milă mi-a fost săptămânile trecute când am văzut la televizor solariile răvășite și toată truda, munca acelor oameni făcută praf. Observați riscurile la care este supusă munca noastră a fiecăruia. Și Apostolul Pavel cred că atinge niște coarde foarte sensibile ale inimii, ale muncii noastre pe pământul acesta. El vrea să ne spună: dacă oamenii își riscă viața de multe ori pentru tot felul de cauze stupide, să nu merite riscul de a-l urma pe Hristos, dacă se supun unui regim înfiorător, pentru o slavă de șartă, pentru câteva clipe de glorie? Oare suferința celui care a agonizat pentru mine să nu merite efortul? Și dacă muncesc pe brânci pentru o roadă păm pământească, cum ar putea să nu-mi pese de ceea ce contează pentru eternitate? Suntem uimiți, observați câte lecții, din câte domenii, departamente, putem obține provocări stimul pentru credința noastră. Nu o să uit, spre exemplu, Body Miller, unul dintre cei mai apreciați schiori din istorie, este un schior din Statele Unite și oamenii spuneau despre el că sala lui de pregătire, de antrenament, semăna mai mult cu o sală de tortură decât cu o sală de antrenament. Observați, uitându-ne doar la oamenii aceștia sau un alt mare schior, Marcel Hirscher, este o legendă a schiului alpin care, 8 ani la rând a câștigat Marele Glob de Cristal. Știți care era maxima vieții lui? Nu știi niciodată care -ți sunt limitele până ce încerci să le depășești. Ceea ce mă impresionează când mă uit la viața unor astfel de sportivi este acest devotament, această limită, trecere dincolo de limită până la care sunt dispuși să meargă. De ce? Probabil că uneori experimentează acel fior, acea căutare a nevoii de sens. Însă lucrul acesta ar trebui să fie o provocare pentru fiecare dintre noi când ne gândim viața în contextul credinței, a invitației pe care Apostolul Pavel ne o face. În textul acesta sunt trei aspecte care ne ajută să ne întărim. Primul este menționat chiar la începutul capitolului. Experiența întremătoare a harului. Din păcate sau din fericire, nici nu știu cum să o pun, harul operează doar pentru cei care își recunosc limitele sau au ajuns la capătul puterilor, pentru cei care sunt hăituiți de vinovăție, pentru cei disperați și pentru cei care și-au pierdut orice speranță. Întreabă-te, oare nu folosim de multe ori în grabă, cu ușurință, cuvântul har, însă toți oamenii care trec prin probleme, prin încercări, prin situații neașteptate în viață, înțeleg cât de mult contează ajutorul lui Dumnezeu. Al doilea aspect care ne întărește este privirea țintă la Hristos. După ce ne prezintă aceste metafore captivante, Apostolul Pavel îi spune, înțelege ce spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Nu trebuie să le reții toate acum, Dumnezeu te va călăuzi la momentul potrivit. Și apoi insistă, înțelege ce îți spun, Domnul Isus Hristos îți va da pricepere în lucrurile acestea. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De ce revine la experiența suferinței cu care ne-am întâlnit în capitolul 1? De ce ne-l prezintă pe Hristos în felul acesta? Oare nu pentru că noi avem tendința de multe ori să vedem în Hristos doar miracolul învierii, puterea lui Dumnezeu care operează în viața noastră, însă uităm de patim, de agonie, de cruce, de suferința lui Hristos? De aceea, Pavel continuă mai departe și insistă, intră într-un fel de crez adevărat este cuvântul acesta. Dacă răbdăm împreună cu El, vom și împărăți împreună cu El. Dacă am murit împreună cu El, vom și învia împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios pentru că nu se poate nega pe sine. Asta e natura lui Dumnezeu, să fie credincios și să rămână credincios. Nu o să uit, autorul japonez Susaku Endo, printre cărțile remarcabile, tăcere, care așa avut o ecranizare absolut impresionantă, povestește la un moment dat că era pe punctul sinuciderii în viață, fiind bântuit de tot felul de îndoieli, de probleme de neacceptare, vizitând Europa creștină, și simțind disprețul, respingerea din partea oamenilor, a ajuns în punctul acela limită. Știți care e lucru care l-a ajutat să se recupereze, să se vindece? A fost reîntoarcerea la Hristos dintr-o altă perspectivă. Om al durerii și obișnuit cu suferința era atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și dintr-o dată acest bărbat a înțeles că în relația cu Hristos există profunzimi nebănuite, neașteptate în episoadele delicate ale vieții prin care Dumnezeu îngăduie să trecem. Cel de treilea lucru pe care Pavel îl aduce în atenția lui Timotei pentru antrenare, pentru întărire în omul interior este acest antrenament în arta discernământului. De la versetul 14 în capitolul 2, Autorul punctează următoarele. Adule aminte aceste lucruri și roagă-i fierbinte sau solemn înaintea lui Dumnezeu să se ferească. De trei ori se repetă cuvântul acesta. Să se ferească de certuri, de vorbăriile goale și lumești sau învățăturile gangrenoase și de întrebările nebune și nefolositoare sau de disputele nebunești și prostești. Niciodată nu o să te poți întări dacă nu știi, dacă n-ai discernământul să eviți anumite stări care creează disconfort, încărcate de negativism, care știi că nu-ți fac bine nici ție, nici celor de lângă tine. Revine la final la acest avertisment și uh, îl avertizează pe Timotei cu mult tact și cu multă înțelepciune și spune robul Domnului nu trebuie să se certe. Nu înseamnă că nu trebuie să te angajezi în anumite conflicte pentru promovarea împărăției lui Dumnezeu. Dar îi spune, Timotei, fii atent, nu-ți irosi energiile. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cum? Cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu, cine? Dumnezeu le va da pocăința ca venindu în fire să ajungă la cunoștința adevărului și să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Ce încurajare absolut remarcabilă pe care Pavel i-o face și pe care ne-o reamintește și nouă în această dimineață. Observați aspectul important pentru a ști care sunt bătăliile în care merită să te angrenezi care discuțiile, întrebările nefolositoare, nebunești, prostești, pe care merită și ar trebui să le eviți, ai nevoie de discernământ. De acea putere de a diferenția și de a departaja lucrurile în viața ta. De aceea merită să încercăm un răspuns la întrebarea asta. Oare cum ne antrenăm în arta discernământului? Primul rând, ascultând de Hristos și trăind cuvântul Lui. Nimic nu-ți imprimă acel ascuțiș, acel tăiș al judecății și al gândirii sănătoase, cum o face ascultarea, urmarea lui Hristos și a cuvântului său. În al doilea rând, viața interioară și reflexia. Dacă ești tot timpul pe pilot automat, nu ai niciun răgaz să te gândești, să interacționezi, să reflectezi în mod personal, să vezi cum înțelegi și cum ai putea trăi un anumit lucru. Să nu te miri că ai o viață superficială. În al treilea rând, dialogul și dezbaterea. Nu o să uit cât de impresionat am fost de ceea ce spunea Max Turner, unul din profesorii de teologie din Anglia, și la o conferință el aducea în discuție unul dintre concurenții sau oamenii cu care a dialogat, cu care unul din oponenții în lumea teologică pe problema Duhului Sfânt cu care a discutat poate cel mai mult, spunea că e unul dintre cei mai buni prieten pe care îi are a văzut oarecare nedumerire în sală, în audiență la lucrători, la oamenii care l-ascultau și el a zis, vorbesc foarte serios ai nevoie de așa ceva, nimeni nu te va ajuta să-ți clarifici gândurile premisele, lucrurile pe care vrei să le argumentezi, cum o va face un oponent, un om care e atent la argumentația ta și îți va observa fisurile în argument în ceea ce vrei să susții pe de altă parte, viața comunitară, să trăim împreună cu alții, să ne gândim viața în termeni aceștia, ne ajută ca să ne formăm convingeri și să ne antrenăm în arta discernământului. De multe ori nu știi cu cine te întâlnești, nu știi din ce perspectivă privește o anumită problemă care te îmbogățește, care te inspiră. Nu în ultimul rând cred că și experiențele și falimentele personale ne pot ajuta să ne întărim judecata sănătoasă și convingerile. În capitolul 3, la final, apare gândul acesta. Uitați ce scrie lui Timotei. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este de folos și insuflată de Dumnezeu ca să Învețe să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprianire. Oare de ce nu survine înțelepciunea din prima? Observați, abia la final, la capătul drumului al procesului, obținem înțelepciunea în viață, în ceea ce facem. Și două etape din acest proces pentru Pavel. Este unul legat de faliment, de mustrare și de îndreptare și repunerea pe linia de plutire în viața noastră. Este absolut impresionant detaliul acesta pe care Pavel încearcă să ne-l furnizeze. În felul acesta ne apropiem de uh, cel de-al treilea imperativ. Pregătește-te pentru vremuri grele. Și cum te-ai putea pregăti pentru vremurile grele? dacă nu antrenându-te în arta discernământului. Să știi, îi scrie lui Timotei, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oare la ce ne ajută această înștiințare, atenționare, avertizare profetică? Să știi că, ca să ne putem plânge de milă, oare ce efect are asupra sufletului nostru? De resemnare sau de responsabilizare. Gândul care stă în spatele acestui imperativ, acestei porunci, este următorul. Doar un om încercat, antrenat în arta discernământului, poate înota contra curentului. Pavel basculează în fața noastră o listă de 18 trăsături neliniștitoare, negative, capul de afiș păstrându-l iubirea de sine, și mândria. Dacă ne uităm cu atenție în această listă amețitoare, vedem acel amestec de iubiri toxice și bolnăvicioase, de sine, de bani, fără afecțiune sau dragoste firească, neiubitor de bine, iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, stai năuc în fața acestei liste, acestui diagnostic pe care Pavel îl pune. Apoi mai apare dimensiunea mândriei. După iubirea de sine, iubirea de bani, imediat apare lăudăroși, trufași, ne surprinde că după aceea urmează hulitori, blasfemiatori, neascultători de părinți, neînduplecat și toată acea listă care ne înspăimântă efectiv. Lucrul acesta trezește în viața noastră semne de întrebare. Oare ce vrea Pavel cu acest peisaj, cu acest tablou sumbru pe care îl zugrăvește pentru zilele din urmă? Oare ce ar mai fi de făcut în fața unei astfel de avalanșe, în afară de a ne plânge de milă și de a ne resemna? Și suntem impresionați în acest text, de la versetul 10, în continuare, de atenția pe care Pavel o acordă unor lucruri care ne-ar putea ajuta într-o astfel de situație. Nevoia de modele, întoarcerea la dragostea de Dumnezeu. Observați prin această joncțiune în care spune iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, cumva e aspectul care închide lista și care ne duce cu gândul la felul în care ar trebui să fie lucrurile, să stea lucrurile, mai ales în viața unui credincios. Apoi, onestitate și pocăința de aceste lucruri. Dacă trecem cu atenție și cu sinceritate prin lista asta, oare să nu fie nimic care ne agață, care ne ridică un semn de întrebare, care ne invită la onestitate, pocăință și apropiere de Dumnezeu. Apoi, Apostolul Pavel tot în lista asta spune tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai auzit. Observați, devenind neînduplecați în a trăi frumos cu eleganță. Poate să fie un alt aspect care ne responsabilizează și care contracarează această influență nefastă în zilele din urmă. Și nu în ultimul rând, chemarea la suferință. Din nou și în capitolul 3 îi spune, de altfel vreau să știi, Timotei, că toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor avea de suferit. Dar poate lucrul care îmi place cel mai mult este nevoia de modele. Observați, stavila în fața acestor influențe dezastruoase e nevoia de modele, de oameni care întrupează Evanghelia care trăiesc la locul de muncă, în cotidian, la școală, în relația cu vecinii, ceea ce cere Dumnezeu. De aproape vreo 20 de ori în această scrisoare găsim acest îndemn, această trecere, această pendulare între Pavel și Timotei, în care îl invită spre modelul personal, spre această atitudine. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, din nou răbdarea mea, prigonirile și suferințele uh, pe care, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra, știi ce prigoniri am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Cât de frumos poate suna să auzi oameni care vorbesc în felul acesta, care îi invită pe alții să pășească împreună cu ei pe această cale. Două afirmații din acest tablou sumbru sunt alarmante pentru zilele noastre. Iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de Evlavie, dar tăgăduindu-i sau negându-i puterea. Cât dezastru poate să producă o viață, așa zis, creștină, care evidențiază realitățile astea? Oare să fie o problemă în bisericile noastre acest lucru? Ce model ofer eu? Cât de onest sunt cu privire la păcatele despre care vorbește Pavel? Care este prețul pe care sunt dispus să-l plătesc? Cât de încăpățânat sunt când vine vorba de a trăi binele? Și iubitor mai mult de. De ce îți iubitor mai mult în această viață? Poate întrebările care ne ascult discernământul și judecata sănătoasă și ne ajută să ne pregătim, să luăm în serios acest imperativ, pregătește-te. Și în ultimul rând, cel de-al patrulea imperativ este fi gata. Cuvintele, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, trădează deopotrivă urgență și atenție maximă. Și pentru că ne împiedicăm de multe ori de acest, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, care în viața multor creștini a dat naștere la această atitudine irritantă și deranjantă pentru colegii de muncă, în care nu știi să discuți nimic altceva decât să-i bați pe oameni la cap cu cuvintele lui Dumnezeu, cu Evanghelia încerc să-mi imaginez uh, acea stare în care un coleg te vede că vii la uh, locul de muncă și începe să clocotească de teamă, de spaimă, că nu se să poată discuta nimic altceva cu tine decât despre lucrurile respective. Oare ce ar vrea Pavel să-i transmite lui Timotei să înțelegem noi astăzi? La timp se referă la experiențele de viață în care anumite momente sunt coapte, pregătite pentru discuție. Pavel îi transmite lui Timotei că la anumite momente nu uita, trebuie să lucrezi mai mult, trebuie să le pregătești, trebuie să investești mult mai multă energie ca să fie pregătite, care, ca să fie optime pentru a putea comunica Evanghelia Cuvântului Dumnezeu. Altfel, de ce ne-ar reaminti de acest arsenal impresionant de instrumente? Mustră, Ceartă, îndiamnă sau încurajează cu toată blândețea și învățătura? Oare de ce? Nu o să uit una din legile lui Murphy, care de fiecare dată mă face să zâmbesc și care spune astfel: Dacă singurul lucru pe care îl ai în mână este un ciocan, atunci toate obiectele din jur ți se vor părea cuie. Așa că avertismentul acesta merită reținut atunci când citim aceste cuvinte a lui Pavel cu privire la timp și ne la timp. Gândul din spatele acestui imperativ ar putea fi inevitabilitatea morții ne conferă acuitate bătăliilor, motivației și credincioșiei până la capăt. Observați la versetele 5 și până la 8 o încărcătură emoțională, un climax al acestei scrisori, care foarte frumos este surprins, dar tu, fii treaz în toate lucrurile. Ați observat cum dreapta judecată, arta discernământului, este pregătită încă din capitolul 2, ne ajută să facem față frământărilor din vremurile grele și este reluat în contextul acesta. Acel discernământ ne dă putere să fim gata să fim pregătiți la ceea ce ne cheamă Dumnezeu. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea domnul judecătorul cel drept, dar nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Lupta, îi spune lui Timotei, poate fi agonizantă, alergarea epuizantă și păzirea tracasantă. Însă, o viață închinată lui e cea mai sigură investiție. Poate că acesta este testamentul lui Pavel până la urmă pentru Timotei. Ultimul detaliu care era adăugat la jerfă era acea băutură turnată peste sacrificiu care marca punctul culminant al momentului religios. Această metaforă este transpusă într-un mod admirabil de unul dintre comentatorii creștini. Citez. Ultimele picături ale sacrificiului meu stau să cadă. Vă mai aduceți aminte de anul în care este scris această scrisoare? Anul fatidic 64, când împăratul Nero incendiază Roma și dă vina pe creștini. Ceea ce a condus, din câte se pare, la decapitarea cu sabia a lui Pavel și la răstignirea cu capul în jos. A lui Petru. Până și aceste două aspecte par revoltătoare. De ce să mai trăiască un nebun și să moară doi apostoli de excepție? Însă felul în care se încheie această scrisoare ne arată că lucrurile sunt păstrate sub stăpânirea lui Dumnezeu și că ele au un ecou, un rost în viața creștinilor care rămân mai departe. Revin la un gând de la început, deși e ultima sa scrisoare, sunt absolut uluit de faptul că Apostolul Pavel vorbește atât de puțin despre sine și atât de mult își direcționează, focalizează toată atenția asupra acestui Timotei care ascultă, care interacționează cu cuvintele acestei scrisori. Foarte frumos, Ben Meyers versifică semnificația acestei scrisori pentru noi. Apostolul, muribund, își scrie testamentul. iubitului meu fiu, Timotei, îi las tot ce am: Evanghelia și lanțurile. Moștenirea personală a lui Pavel pentru orice Timotei sau puterea aducerii aminte. Dacă am fost atenți, am putut vedea la citirea acestei scrisori că de mai multe ori Apostolul Pavel spune îmi aduc aminte, îți aduc aminte, adule aminte credincioșilor. Oare de ce ar trebui să ne aducem aminte? Primul rând, trăiește-ți viața cu pasiune, fără rest, înflăcărează-te. Doi, trăiește lucrurile pe care vrei să le transmiți altora, întărește-te. 3. Tot întunericul lumii nu poate să stingă lumina unei singure lumânări. Pregătește-te. Și 4. Anticiparea liniei de sosire conferă acuitate incredibilă. Imaginează-te. Înflăcărează-te. Întărește-te. Pregătește-te și imaginează-te, ne spune Pavel. Oare cum arată pasiunea mea? Cum îmi oțelesc vlaga? Cum îmi ascut eu judecata și în al patrulea rând? Oare cum mă imaginez? Cum mă văd la sosire, la final? Testamentul lui Pavel înseamnă Ceea ce El a trăit și ne lasă nouă mai departe. A trăi pentru Hristos, a trăi împreună cu Hristos, asta te întărește, a trăit de dragul lui Hristos, asta îți conferă discernământ, și a trăi spre slava lui Hristos, te ajută să fii gata, să fii pregătit. Cred că traducerea, noua traducere în limba română, a versetului 10 din capitolul 1 m-a impresionat cel mai mult la această scrisoare, care spune despre Hristos, a desfințat moartea și a dus la lumină viața și nemurirea sau neputrezirea prin Evanghelie. Oare ne surprinde că Pavel era pregătit? Era în așteptarea acelei zile minunate a întâlnirii cu Hristos. Și încă un detaliu care merită amintit de la versetele 16 la 18. Mă surprinde uh, onestitatea realismul de care Pavel dă dovadă. Uh, reamintește gândul acela pe care îl întâlnim în capitolul 1 cu 15. La întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o udă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Și pentru că avem în față o viață exemplară de credincioșie, îngăduiți-mi să închei cu ultimele rânduri din cartea lui Tibiu Șeriu, 27 de pași, care într-un limbaj mult mai relevant surprinde pașii credinței pe care suntem chemați fiecare dintre noi să-i facem. Citez. Linia de final e și ea în poveste. Ne așteaptă cu minte undeva acolo. Nu putem muta din loc. E cea mai democratică linie cu putință. Unindu-ne pe toți în cuget și în simțiri. Nu-i știe nimeni nici ziua, nici ceasul. Poate doar acel misterios got din cartea acea groasă și greu de înțeles, care m-a ajutat să nu o iau rasna între zidurile albe ale pușcăriei de maximă siguranță. Ce-ar fi să alergăm deocamdată mai departe? Cât? 27 de pași mai întâi, apoi 27 de pași din nou și apoi. 27 de pași de câte ori ni se arată. De ce? Pentru că suntem vii. Doar atât și pentru că este frumos. Pentru că acest lucru așa neînsemnat cum e, mi l-am subliniat acest cuvânt, face toți banii. Ce poate fi mai plin de sens decât să te încalți, să ieși pe ușă și să începi să fugi Încotrovesc cu ochii. Faptul că suntem liberi să facem așa ceva reprezintă un privilegiu nemaipomenit. Loc de întors nu -i. Drumul cel adevărat stă mereu înainte. Să-l alergăm așadar cu bucurie și curaj, cât toți pașii, unul câte unul. Până unde? Până la capăt normal. Doamne, drag, suntem cuceriți de-a dreptul de atâtea exemple pe care le pui în jurul nostru și în viața contemporană, și când privim la viața sportivilor, și când privim la viața celor care trudesc în agricultură, și cu atât mai mult la trăirea. Exemplară a Apostolului Pavel. Mă rog, Doamne, ca această dimineață, această lectură să ne inspire, și nu doar să ne inspire, ci să ne și transforme, să ne înflăcăreze, să ne întărească, să ne pregătească pentru tot ceea ce urmează și să ne ajute pe fiecare să fim gata. Să fim pregătiți pentru momentul plecării din această viață. Îți cer din adâncul inimii pentru mine, pentru casa mea, pentru comunitatea via și pentru orice om care ne ascultă sau ne privește. Tată drag, în numele drag al Domnului Isus și prin Duhul Sfânt am rugat. Amin!